Pentru că începe școala și copiii noștri se întorc la școală, iată un alt tip de manual dedicat de această dată adolescentelor. Este vorba despre Ghidul adolescentelor, o carte de la editura Herald, în care autoarea Lucy Hammond propune câteva sfaturi prin care adolescentele noastre să supraviețuiască la liceu, alături de prietenilor și mai ales în mediul online. Pentru că am și eu o adolescentă acasă, m-am apucat să trag porc în acest manual, care, atenție, nu este pentru părinți, este o carte chiar pentru adolescente. Și am găsit aici câteva recomandări foarte interesante care mi-au atras atenția, între care despre cum să faci față prejudecăților, cum anume emoțiile negative sunt și ele parte din universul emoțional al adolescentului și cum să se antreneze pentru a face față și a deveni mai rezilientă când vine vorba de emoții mai grele, despre care ajungem să credem că nu sunt sănătoase, dar de fapt fac parte din universul nostru relațional. De asemenea, cartea este interesantă pentru că prezintă aceste sfaturi din perspectiva unor studii de caz. Sunt prezentate cazuri de adolescente pe marginea cărora apoi sunt propuse soluții, recomandări, moduri de acțiune, ceea ce o face foarte practică, foarte aplicativă și are și o structură care este foarte ușor de citit, foarte lecturabilă. În caz că vor să abordeze un anumit subiect, pot merge direct la pagina respectivă. Vă recomand, atât pentru voi ca părinți, dar și adolescentelor din sala de clasă sau de acasă, această carte foarte drăguță și sper să fie o lectură de mare, mare ajutor pentru perioadele grele pe care fetele noastre le o traversează în această perioadă.